atâta liniște aici. Sunt pe jumătatea lacului Paltinu. Mi-am propus pentru astăzi să vâslesc tot perimetrul lacului. Am reușit să stau și în picioare. Acum sunt în genunchi pentru mai multă stabilitate. Nu întindem coarda chiar așa de prima dată, dar pot să zic că sportul mi se potrivește. Îmi place foarte mult și sper să fie din ce în ce mai bine. Bate și vântul. Am vâzlit contra vântului de 25 de km la oră. M-am descurcat. Acolo e campingul cu foișoare și cu grătare. Sunt la aproximativ un kilometru de foișor. Acum voi lua prânzul. La ora 2 voi lua prânzul pe mijlocul lacului. Un sandwich 2. Am băut și apă. Sunt pregătit să traversez, de fapt nu să traversez, să merg pe cursul Dunării, de unde izvorăște până se varsă Marea Neagră. Asta este scopul. Sper ca în câțiva ani să pot îndeplini această dorință. Sper să fiu suficient de experimentat pentru o așa aventură. Zi bună!